Antrenorul cipriot Antonis Constantinidis a dat startul pregătirilor pentru noul sezon al echipei de basket a Energiei. Echipa a avut reunirea la sfârșitul săptămânii trecute, iar după o cină de socializare între noua conducere tehnică, cea administrativă și lotul Energiei, din această săptămână se va trece la munca propriu-zisă, la perioada de pregătire. Okay, for me it's a very big challenge. Este o mare provocare pentru dumnealui. A fost ofertată Energia și nu s-a gândit niciodată dacă se va gândi de trei ori să o accepte. A terminat câteva campionate în țara dumnealui de origine în Cipru și astfel a venit momentul să aibă rezultate și în străinătate. Este foarte bucuros că este antrenorul Energiei, o echipă bine organizată, o echipă bine pusă la punct, în jurul căruia sunt oameni care au o structură, au planul pentru viitor și au câteva proiecte foarte îndrăznețe. Este foarte important ca cei de lângă să aibă proiecte și vise, pentru că fără astfel de proiecte nu putem da înainte. Vrem să fim clasați în primele 6 locuri în Liga Națională și să ne calificăm în Final Four Cupei României. Este greu, va fi greu, va fi și un campionat foarte greu. Toate echipele s-au întărit, dacă au rămas numai 13 în Liga Națională de basket, eu zic că pentru primele 8 locuri se vor bate toate 10 echipe, așa cum s-a întâmplat și în sezonul anterior. We have a big challenge this year. We're in a Euro Challenge. Câteva provocări anul ăsta. În primul rând o să evoluăm în Euro Challenge, în ceea ce privește campionatul, și acolo sunt foarte multe echipe care s-au întărit, care au jucători foarte buni și care vor evolua cu mult talent. Lot of talent. După 2 săptămâni de reacomodare la efort și antrenamente, gruparea gorjeană va efectua și prima partidă de verificare chiar la Târgu Jiu, la finalul lunii august. Elevii lui Constantinidis vor juca în primul test al verii cu Timba Timișoara. La începutul lunii septembrie, gorjenii se vor deplasa la București, unde va juca în compania Stelei, echipă care s-a întărit considerabil în această vară.